Probleme de sănătate pentru Dan Voiculescu. Omul de afaceri a fost internat de urgență la Spitalul Universitar din București. Potrivit unor surse judiciare, acesta ar fi fost preluat în stare gravă de medici și este suspect de ocluzie intestinală. Dan Voiculescu a fost supus unor investigații amănunțite și a fost testat cu computerul tomograf. Surse medicale bănuiesc că acesta ar avea ocluzie intestinală. Boala este una dureroasă, blochează în mare parte intestinul și împiedică trecerea alimentelor sau a lichidelor. Omul de afaceri a fost inițial consultat la un spital aflat în subordinea Ministerului Afacerilor Interne. În momentul în care avocații lui Voiculescu au ajuns în fața magistraților pentru a le cere eliberarea condiționată a acestuia, au invocat faptul că starea de sănătate a lui Voiculescu este șubredă. Fostul senator a fost încarcerat în august 2014 pentru privatizarea frauduloasă a Institutului de Cercetări Alimentare. În același dosar au mai fost condamnați fostul director al Institutului Gheorghe Mencinicovski, fostul director al ADS Corneliu Popa și fostul ministru al comunicațiilor Sorin Pantiș. Pe 8 iunie, magistrații judecătoriei sectorului 5 au hotărât să admită cererea de eliberare formulată de Dan Voiculescu, însă decizia nu a fost una definitivă și a fost contestată la Tribunalul București. Pe 18 iulie, Voiculescu ar putea afla dacă va fi eliberat. Acesta a fost condamnat la 10 ani de închisoare. Gabriela Mihai ne aduce detalii despre acest subiect. Bună dimineața, Gabi, te ascultăm. Găsiți și la această oră, Dan Voiculescu este internat aici la Spitalul Universitar din Capitală, după ce ieri dimineața a fost adus din penitenciarul Rahova și medicii spun că starea lui a fost destul de gravă atunci când a ajuns aici la spital. Este posibil să fie supus și unei intervenții chirurgicale. Medicul lui Dan Voiculescu este nimeni altul decât fostul primar general al Capitalei, Sorin Oprescu, și rămâne de văzut dacă va decide sau nu să îl opereze pe Dan Voiculescu, însă dacă va fi supus unei intervenții chirurgicale, cu siguranță va rămâne mai multe zile internat aici la Spitalul Universitar. Și vă reamintesc că pe data de 18 iulie, mai exact marți, magistrații Tribunalului București vor da decizia definitivă în cererea sa de eliberare condiționată. Gabriela, îți mulțumesc!